Bună ziua! Ne așteptați, da? Dar nu vă așteptați la microfon. Nu. Să nu vă speriați de el. Domnul doctor este? Sigur că da. Ne așteaptă, da? Bun, mulțumesc. Irina, vă spuneam că vin cu Irina mea și o să vă povestesc așa pe scurt de ce suntem azi aici, de ce am și o cameră de luat vederi și un microfon. Vin cu un prieten drag și bun și am să vă zic o poveste foarte simpatică. Irina e născută pe 21 decembrie, eu sunt pe 22. Ne-am întâlnit așa, printr-o un aranjament al sorții și lucrăm tare bine împreună și suntem și prietene în același timp. Am avut până și în copilărie probleme legate de dinți, de zâmbet, de nu știu ce, similare, pare ciudat, dar chiar așa s-a întâmplat. Eu am căzut alergând, bineînțeles, în copilărie, lovindu-mă exact cu dinții din față și scăpând de ei în acea lovitură de scările din fața blocului. Irina are o altă poveste pe care o să vă spună, tot din copilărie și similară. Cert este că își dorește foarte mult și m-am gândit să-i fac această surpriză de ziua ei care se apropie, își dorește foarte mult să-și recapete curajul de a zâmbi firesc. Așa că m-am adus-o. Superb. Și pentru faptul că e 21 curând, 21 decembrie, exact, și vin sărbătorile, deci este chiar un moment extraordinar. Văd o fată care nu vrea să zâmbească. Exact. Refuză să zâmbească și... Te frustrează o problemă, da, și vă spun din propria experiență. Mă supără chestia asta. Ia zâmbește. Uite, nu vrea să zâmbească. Da, fiindcă a avut o traumă, a avut o traumă evident în copilărie și relatând practic povestea pe care am aflat-o și eu acum, în urma traumei și în urma accidentului practic, s-a dezvoltat eronat maxilarul. Constatăm o nepotrivire a maxilarului de sus cu cel de jos. Vom reabilita exact ce trebuie pe partea protetică și o să evităm practic operațiunile complexe chirurgicale. Okay, deci propun să facem coroane și fațete mixt, okay, de la premolarul 2 până la premolarul 2 pe partea aceasta. Ce ne interesează și ce ne deranjează este când muști acum așa, din punct de vedere estetic, dinții aceștia vin într-o poziție în față. Și le fim minim invaziv. Nu trebuie să luăm foarte mult din dinte. Piesele pe care le producem acum sunt foarte subțiri și nu implică leziuni mari la dinți ca să ajungem până unde e nervul sau să te doară. Și atunci producem elementele așa cum le-am stabilit de la început. Fiecare dinte va fi separat de celălalt. Și la final, când avem rezultatul montat, împreună tot ne interpretăm faza de cum arată dintele, culoarea, forma. Pentru asta avem toate produsele pe culori, pe nuanțe și împreună vom sta să individualizăm fiecare dinte. Ok? Este foarte bine, mulțumesc! Am încredere în ceea ce îmi spuneți și merg pe mâna dumneavoastră.